servicii ei, faci și ei probleme, foarte mulți, cum și mie la fel. Adică eu m-am adresat la organele abilitate, dar nu știu cum și măsura să iei organele. A povestit ce ați scris organelor și ce s-a întâmplat cu Iena Caun. Păi ce s-a întâmplat? Iena Caun și eu o cunosc practic din o câțiva ani, de când au activat Iandrochea, vicecomisar. Apoi ne-am prietenit, ne-am luat chiar de cu metri. Acum, mă rog, e vine la noi, am o cât de puțin la Drochea o afacere, așa, destul de bună. Și cum nu știu cum s-a întâmplat, eu am fost cu soția Anglia, ne-am certat în Anglia cu soție de la niște furturi de ei care au ticat o dată la poliție și eu m-am certat cu dânsul, eu venit acasă, dar ei au venit la Iena Caun și Iena Caun a luat un mânt și el a trei zile, pe data 30 au venit, dar pe data 7 au făcut lui Iena Caun procure pe toată avierea ei, pe firmă, pe casă și așa mai departe. Și s-au început tentativele, au început pe mine Iena Caun și soția mea, a scris la poliție, la procuratură generală, mi-a fost percheziție acasă, apoi la găzărie, apoi la arest, apoi la poliție economică, apoi pe fata ei, care e șina lui Ina Caun, am luat ca de șină, fata o soție mea la prima căsătorie, o pus și-o venit și-o scris la poliție și la procuratură niște aberații, că acum cu eu am avut o tentativă, s-o violez, s-o asta, evident că eu am demonstrat probe în tot, o respins și poliția și procuratură, o respins aberațiile astea, dar eu știu că e făcut tot din mâna lui Iena Caun, care e, anume, o pune la cale și face toate tentativele. Eu am avut s-o plâns soția că a încercat să o violeze. Adică fata a venit cu niște aberații de iese în judecat și la plângere la procuratură. Evident că deci fiica dumneavoastră, nu soția. Fiica. Uh-huh. Fiica soției de la prima căsătorie, care are 17 ani, dar cum a s-o cununat, și din nașă și-o pus el la care, eu bănuiesc așa ceva. Acum, eu am avut o discuție cu Iena Caun la Direcția Urmării Penale, fiindcă soția ne-a trimis mie mesaje, toate tratativele le duci cu Iena Caun, fiindcă e asta îmi potrincească toate drepturi. Cei și conform, vreau zic că funcții și gradul ei înalt comisar la Direcția Urmării Penale, el nu ar trebui să implice, nu în familie, dar mai ales cât într-o afacere. Da? Eu m-am întâlnit cu Iena, dar îmi spun că eu să lăstrui casa, tu dă-i mie firma ta aia. Altfel să ai probleme cât cu sănătatea, cât cu legea. Și dar n-ai marturi, n-ai probe că o spus așa. N-am marturi și n-am probe că o spus așa, dar am înregistrări telefonice care eu am discutat cu dânsa. Cei ce am prezentat, ca la poliție, și la... Și tot în felul ăsta sunt discuțiile ultimative, da? Dă-mi asta, fă-mi asta sau cum? Ce discute ea? Păi ca când telefonul ei mai atentă, că eu am avut atunci să înregistrez, sui la mine mașină, dar e o refuzat și nu ne plimbăm. Ei bine, în fine, am probele astea care soție ne-au scris, nici toate strezătile duși la unul și îți dăm termen, două zile, pe urmă ne-au scris, iar îți dăm termen o zi, pe urmă, azi e ultima zi și trebuie să-i decizii și fășem și ca s-au început toate prostiile astea care le-au început a face Iena Caun, prin toate instanțele, mă rog, eu activat la Drochea, am mulți prieteni cunoscuți, evident, care mi-au spus, băi, aici Iena presează foarte tare comisariatul ISA, dar, mă rog, nu știu, de atât... Acum ești în Moldova. Sunt în Moldova acum, da. Dar fosta soție și fiica ei sunt plecate. Nu, fosta soție trăiește într-un apartament de Iena Caun în Chișinău. Ok, deci sunteți un quartet acolo, ostil, trei femei împotriva dumitale. Acum eu am mai făcut legătură cu o doamnă de la Bels, care acum Iena Caun trăiește cu fostul ei soț. Și doamna asta tot 3 ani are aceleași probleme, Iena Caun îi face la inspectoratul fiscal, pe la asta, tot e partajarea apartamentului la jumătate și Iena Caun, evident, s-a întâlnit tot cu dânsă și a spus, îmi dai 17.000 de euro, uite-l să-mi pace, dacă nu, eu o să scot din partierea aceea. Și ți-ai găsit taliați, dar am înțeles că ai apelat și la organe, mi-ai trimis chiar niște documente pe care le-ai adresat Ministerul de Interne. Ce ți-au zis până acum? Păi asta noi am depus abia cu 2 săptămâni în urmă asta. Aha, și nicio reacție în 2 săptămâni, nu v-au chemat pentru audieri, detalii? Astăzi m-a sunat de la Spiat, eu luni vin cu doamna asta, cu doamna Iraida, eu luni vin la Chișinău la Serviciul Protecției Interne și Anticorupție. Aha, bun. Dar ce înregistrăm acum? Publicăm ca Ministerul de Interne, Spia și Iena Caun și celelalte femei să știe că nu ai de gând să lași așa și
ai de gând să mergi pe cale legală până la capăt. Păi evident că vreau să merg pe cale legală până la capăt, fiindcă păi asta e un monstru de femeie care practic nu cât nu-i distrus de-am familia mea personală, dar vrea să-mi iei și afacerea și să mă pui la pușcărie, că așa cred că e dorințele lor. Cu dosarul acela de viol sau altul? Nu, cu acela s-o clasat, cu acela, acela s-o eu dacă vin luni la Cineu, eu dacă să aveți dumneavoastră un timp cât de puțin să vă mai să ne întâlnim, să vă mai prezint niște probe. Să vedem, dacă nu se închide granița pe Prut, poate o să fiu luni la Chișinău, dar nu e exclus să fie carantină și România și Republica Moldova și atunci nu mai putem să ne mișcăm și continuăm să vorbim așa, pe Facebook, Viber, Skype, da, pe internet. În fine, eu pot să vă trimit tot, practic tot ce mai am, mesaj adăugător și doamna asta, să vă trimit prin rețelele socializare, dar mi-a să vedeam să vedeți dacă, mă rog, știu, sunteți un activist public care mulți au frică de dumneavoastră și organe și așa mai departe, aș vrea că când o leacă să nu leșii, să nu margă așa să stopeze tot lucrul ăsta cu aberații lui Ina Caun și cu altele. Mi-amintesc și eu am avut treabă cu Ina Caun când cred că lucra la comisariatul de poliție Rășcani din Chișinău. Da, o lucrat la Mișcani, da. Deci eu țin minte, trebuie să caut și eu în ce dosar s-a ocupat, dar mi-amintesc că poliția Rășcani niciodată nu mi-a făcut dreptate, deci am contul corect și eu cu ea. Aici la Drochea tot așa, la doamna asta la fel așa, tot o tere mai mult pe la Chișinău, pe la Rășcani. Și când ne-am adresat noi la Spia, un domn de acolo de la Spia mi-a spus că da, trebuie să știți câți plângeri sunt, e foarte multe, iar două apartamente pe nescrocherie, iar mai multe loturi, teren, orice are acolo, dar cei și eu cunoșteam atunci când eram în relații bune, când la o masă e singur, spune, chiar că pe unul l-am făcut așa, pe altul l-am bagat acolo, pe altul l-am gruzit așa și așa mai departe. Adică eu nu vreau să rămâi plângerile mele fără atenție din cauza lui puterii Ina Caun. Dar e că chiar sunt curios când aud oamenii povestind chestii din astea. Atunci când îți spunea chestia asta, îți dădeai seama că e ilegal. Nu te-ai gândit atunci pe cumătra să o denunți organelor, să zici că iată, o abuzat de putere? Sau dacă erați rude, prieteni, relații bune, te-ai gândit că las, că tac. Că doar erai complice, știai despre ilegalități și ai tăcut până când te-ai certat cu ea. Nu, domnule, eu nu le știam între atâta egalitățile. E ce aici spunea așa prin niște fraze, dar n-am intrat în sens că nu sunt eu un organ. Cineva abia după aceea le-ai procesat și ți-ai dat seama că ar fi ilegal. Dar nu am știut că cu timpul o să ajungă contra mei să margă lucrurile astea. Că uitați-vă, e nu are dreptul să aibă în primul rând așa felul de procuri, da? E ca funcționar public, aici e abuz de serviciu, aici e depășirea atribuțiilor. Exact. Bun, mulțumesc pentru încredere, pentru curajul de a mărturisi. Vă sunt alături cu mediatizare și eventual protest. Dacă nu se interzic protestele la Chișinău, putem protesta la poliție dacă spia nu o să vă satisfacă așteptările luni când veniți acolo. Da. Eu m-a strălui pe luni, domnul Lex, v-am mai trimit dumneavoastră tot ce am practic și audio și asta, tot ce am. Adică, să vedem, cred că multe dintre ele nu trebuie să făcute publice pentru că o să-ți folosească în instanța de judecată. Poate chiar o să fie vreun dosar penal împotriva ei. Deocamdată e suficient ce spui dumneata, eventual să verificăm cu documente că nu inventez chiar totul sub din deget și insistăm, mergem mai departe împreună. Da, eu uitați-vă, acolo ce l-a întrebat să este așa, că ciul ai pus la toate organele, dar eu când m-am dus, am pus la fiecare organ aparte, și toate sunt registrate cu număr de înregistrare, adică uitați, Inspectoratul General de Poliție, Serviciul de Informații și Securitate, Centrul Național Anticorupție, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Protecției Interne și Anticorupție, Procuratura Generală. Adică la toate este, eu toate le-am cu aviz de registrare și, mă rog, le-am vedem ce mișcări vor face, dacă vor face. Dacă nu, nu asta o fac. Știți cum e la noi Moldova coruptă și poate să, așa, prin unul, prin altul, să stopeze cumva sau să... Și dacă depinde ce alți cumătri, fiind nănași mai are. Da, evident că depinde, dar cât de puțin dacă are rangul ăsta la adresul meu penale, bănuiesc că, evident, cineva poate mai aibă. Ținem legătura, mulțumesc pentru mesaj. Da, vă mulțumesc dumneavoastră, da, ce bun.